Noi condamnări în cazul lui Andrei Brăguța, tânărul care a fost ucis în 2017 în izolatorul de detenție preventivă din Chișinău. 13 colaboratori ai penitenciarului și-au primit sentința pentru tratament inuman și degradant. Decizia a fost luată astăzi de magistrații judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. În total, în cele 3 dosare deschise pe acest caz, sunt investigate 20 de persoane. 4 angajați ai izolatorului din cadrul Direcției de Poliție Chișinău au fost condamnați la 3 ani și jumătate de închisoare. Unul va sta 4 ani după gratie, iar alți 8 au primit câte 3 ani de pușcărie cu suspendare. Ei sunt judecați pentru tratament inuman și degradant. Sentința va fi contestată la Curtea de Apel de familia victimei. Anterior, alte 7 persoane au fost condamnate, însă hotărârile au fost contestate și nici până astăzi nu există o decizie finală. 6 sunt cercetați în libertate, iar unul își ispășește pedeapsa într-un alt dosar. Pe cazul morții lui Andrei Brăguță sunt deschise 2 dosare penale. În unul sunt învinuiți 13 polițiști care au privit indiferenți cum tânărul era snopit în bătaie, iar în cel de-al doilea sunt investigați 2 medici de la penitenciarul numărul 16, care nu au acordat ajutor necesar victimei. Andrei Brăguță, în vârstă de 31 de ani, a fost reținut de inspectorii de patrulare pentru că, la solicitarea acestora, nu a oprit automobilul pe care îl conducea. A fost reținut pentru o lună, iar după 10 zile, tânărul a decedat în condiții suspecte. Un certificat medical eliberat la scurt timp arată că pneumonia este cauza morții. Abia peste 3 luni, procuratura a publicat momentul în care acesta este bătut cu bestialitate de colegii de celulă, iar mai mulți polițiști se uită și nu fac nimic. De asemenea, procuratura a constatat că Andrei Brăguța a fost bătut cu acordul tacit al polițiștilor.